Florin, spuneți-mă, în ce context ați trecut pe autobuz, de pe camion, la autobază? Care a fost motivul? Motivul a fost obligatoriu. A, deci nu v-ați dorit dumneavoastră? Prima dată nu. Dar motivul a fost că și membrii de partid trebuia să te faci membru de partid dacă erai premiant să lucri. Erai văzut că muncești. Da. Și șeful de autobază era Mihai Voianu. O decis să mă bage șofer pe autobuz. Cei mai buni din cei mai buni erau șoferi pe autobuz. Da, așa e. Oameni serioși, oameni profesioniști, exact. Fără probleme. Fără probleme, fără oameni care să nu bea și să fie oameni de bază. Că și eu când vineam din cursele pe Arad, că faceam Aradul, faceam cursele de la Moneasa Arad. Faceam și două curse pe zi. Eu vineam seara acasă și suna telefonul. Dorine, ai cinat? Am cinat. Nu vin până dimineață să faci traseul pe locale, ci că s-a stricat autobusul. Eu n-am zis odată nu. Mă sculam, mă îmbrăcam și plecam înapoi și dimineața vineam și mergeam și continuam cursa Moneasa, Timișoara, Arad sau Timișoara, că și Timișoara am avut înainte. Faceam traseele, vineam înapoi, pasă două, trei zile, iar se strica un autobuz, iar mergea Dorin. Da, da. Asta era. Dar n-am mers pe degeaba, că am avut salar bun. Cam câte autobuze au fost la autobază la Sebiș? Vreo 80. Cam așa ceva au fost. Când au fost... Ierta în apogeu. Da. Erau vreo 86-88 de șoferi la autobaza Sebiș. Plus că mai era la Gura Honț, la Hălmagiu, la... La Hălmagiu ați avut punct de lucru sau ce ați avut punct acolo? Punct de lucru. Aha. Da. De atât aici vineau și reparau. Sau da, la autobaze, da. Da, sau la coloană. Și țineau de coloana Gura Honț la Costea, nu? Da, la Costea. Așa că și am muncit, am, că și eu într-un moment dat n-am vrut să mai stau șofer pe autobuz. Pentru că erau fel de fel de oameni, ba, m-am jurat de mamă și eu nu puteam permite să mă jure nimeni și mai și pomneam. Și atunci am venit într-o duminică dimineața la autobază și m-am întâlnit cu... Director cu Voianu. Am zis, domn director, nu mai vreau șofer pe autobuz. Am avut probleme cu unul. De ăștia îmi place mie de tine, nu de el alt care îi bat călătorii. Că și, într-adevăr, erau oameni și buni și răi. Da, așa e. Oricum te purtai bine cu bătrânii, nu se putea. Numai mai scuturat. Care a fost primul autobuz pe care l-ați luat? Primul autobuz a fost un RD8, așa ceva, RD8. Așa cred că era. Dar n-am lucrat cu acela. Puțin. A8? A8. Nu A8-ul, RD8. RD8? Da. Căci eu când am venit de la Arad, șofer aici și m-am angajat la autobaza Sebiș, eu n-am avut divergență, că și aveam legitimate să circulăm șoferii de la autobaza Arad cu autobusele și nu m-au primit cu legitimate. Șoferul de la Buteni a fost și taxatorul de la Buteni. Numai dacă plătesc 28 de lei. Ce a fost șoferul? Se poate spune cine a fost șoferul? Da, a fost... Era un om în vârstă, bătrân, nu mi acum cum îl chema. Zimbran. Zimbran, bătrânul. Bătrânul Zimbran. Și taxatorul întreabă,
Puteam duce pe șoferul cu legitimație. Nu, nu, să scoată bilet. Și eu le-am dat 30 de lei și am zis, păstrează și restul. Și eu când m-am mutat la autobaza Sebiș, mergeam și schimbam platinile și-l ajutam la ce avea de lucru la autobuz și ziceam, nea Zâmbrane, cu ce te pot ajuta? Stai în mașină că dau eu la manivelă. Și el numai să șuia, facea, ai de mine. Nea Zâmbrane, când ai nevoie, te mai ajut. Și când a ieșit la pensie, a zis, nu m-am purtat omenește cu tine. Am ținut capra de coarne și taxatorul muls-o. Așa îmi spunea el mie. Da, păi prin convenția IRTA trebuia să aveți drept la transport gratuit. M-am pierdut omenia față de tine. Nu, Nea Zâmbrane, stai liniștit, că nu m-am supărat cu nimic. Asta i-am dat o lecție, cu toate că am fost mai tânăr. Dar l-ajutam cu ce avea nevoie. Bătrânul Sântiuân, care e aici, pozat. Bătrânul, când a ieșit la pensie, și m-au trimis pe mine în cursă, nu vreau să mai margă la Hala Dezna la chef. Dacă Dorin nu vine pruncul meu cu mine, nu mai, gata. Cum erau șoferii de autobuz? Așa erau uniți? Bineînțeles, dar nu toți. Nu, erau și falsi. Mulți erau care nu... Eram prieteni buni, mulți la oaltă, dar invidia era puternică de tot. Din cauza curselor bune? Exact. Din cauza asta apuca invidia între șoferi. Și vineau la impegat, la Ioanus Horga, să le ierte Dumnezeu. Ăla era un om cu multă omenie. Țineam cont, toată lumea vrea pe Moneasa. La Moneasa, pe timpul ăla, era... Moneasa era vacă de mulți. Vineau cu bagaje, vineau cu țigări Kent, vineau cu... Fiecare dădea la șofer. N-ai o relație, o cunoștință la hotel, să-mi dea o cameră bună. Noi îi cunoșteam pe toți. Da, da. Și erau șoferi care luau. Eu ziceam sănătate. Așa le ziceam. Nu îmi trebuiai. De multe ori îmi dădeau cu forța câte un pachet de țigări. Că eu țigările le rezolvam cu directorul la Moneasa. Nu toată lumea fuma Kent pe vremurile acelea. Da, dar noi șoferii se rugau de noi. Da. Și vă ați luat un RD-111 nou, nu? Da, l-au fost. Cât ați lucrat pe el? L-ați dus la casare? Nu, l-am dat la, că eu după ce am tras tare o câțiva ani, o 2-3 ani sau 4 ani, nu mai știu exact cât am tras, simțeam că pe pustașerie la 8 dimineața când vineam înapoi spre Moneasa, tripidam, așa faceam și am luat coleg cu mine, un coleg de la Caran, Duda Simeon. Am luat pe Duda Simeon cu mine și am lucrat în doi. Dar să le ierte Dumnezeu, omul ăla a fost un om cum se cade. Dar el nu a văzut și în leturi numai înainte. Plecam în concediu și lăsam 120-150 litri de motorină plus și pe când vineam din concediu aveam 80-100 minus. Eram colegi și el, săracul, atât era de simțit, era mai în vârstă ca mine cu câțiva ani, dar un om cum se cade și îmi spune, Ortaze, am lipsă motorină, stai liniștit, că o facem, dar cum o faci? Îți spun dacă știi să faci ca mine. Faceam din creon, din pix. Asta era șoferia. Da. Am avut oameni cum se cade, care au înțeles, dar eu n-am putut să spun un om care a fost om, că nu fac ce zice.
niciodată. Dacă Horga Ioanuț m-a sculat din pat la 12 noapte, la 12 noapte mă sculam și plecam. Nu vociferam odată. Îmi spunea, nici unul nu vreau să vină că zic că ori băut. Dar eu nu eram așa. Eu am lucrat și Dumnezeu să fie lăudat că m-am făcut ce m-a trebuit și la familie și mie. Da. Din câte tipuri de mașini pe care ați lucrat, care v-a plăcut cel mai mult? RD 111. Autobuzul. Și la camioane? La camioane, prima dată m-a plăcut Zisul. El a fost încet, dar bun. După aia, când am fost particular, a fost bun să avem basculanta. Da. Dacă ați mai fi încă o dată tânăr, v-ați mai face șofer? Da, da. Când văd tirurile astea trecând pe drum, mă uit după ele până nu le mai văd. Și acum la vârsta asta? La vârsta asta. Câți ani aveți? 77 am în septembrie, mulți în 17. Înainte. La vârsta asta, când le văd, nu mă pot despărți de ele. Atât de mult aș vrea să mână un tir din ăsta. Frumos. Îmi place mult. Mult de tot. Deja lacrimă ochii. Da, am văzut că v-ați emoționat. M-a plăcut șoferia, într-adevăr, dar am și învățat. Am învățat noaptea, nu mă culcam, dar până la 12, la 1, învățam circulație. Am avut un profesor de circulație, Vârtaș. Da, și am făcut cu el. Profesorul Vârtaș. Foarte bun. Să-l îi dea Dumnezeu sănătate dacă mai trăiește, dacă muri să-l ierte. Dar a fost un om cu multe... El a știut să facă șoferi. Dacă n-ai știut la circulație, avea metode bune. Cu o bucată de furtun de ăla de parbriz, pe spate primea, care nu știe. Dar când mai vinea la lecție, la circulație, la el, știa. Dar se vede și rezultatul. Eu n-am avut nici un accident niciodată. Da, au fost generații de șoferi adevărați. Au fost oameni cu capul pe umeri. Toată generația dumneavoastră. Oameni prudenți. Oameni care au știut ce înseamnă automobilul. Florentina, vreau să te întreb ceva. Ca fiică de șofer, cum ai văzut tu pe tati atunci când erai copil? Rar. În primul rând, rar îl vedeam pe tati. Plecam dimineața la 4:30, la 5 și veneam noptea. Îmi doream de multe ori când adorm să fie tati lângă mine. N-a fost să fie, dar aud lucruri frumoase despre el și asta mă face să mă simt mândră. Atunci când îl vedeai trecând cu autobuzul, ce simțeai? Ca și da, copil. Vinea în drum înaintea mea și o duceam la brade. Și pe aia și pe sorsa. Eram câteodată și pasagerul autobusului. Și erai mândră, așa-i? Exact. Ocupam locul din spatele șoferului și eram bucuroasă că tati spune, uite, copilul meu. Frumos. Nu lăsam baba să stea lângă voi, he? Că baba nu mă vrea să se pună lângă ele. Știam că întotdeauna tati mă răscâltea, mă suna, uite, vii în colț acolo, aveam noi locul de întâlnire, și te iau de acolo și plecăm. Și plecam. Și erau vremuri frumoase, grele, dar frumoase. Așa e. Șoferia, la urma urmei, este o meserie complexă. E o meserie care cere multă dăruire, dar sunt și satisfacții pe măsură. Dintre toți cei intervievați,
Să știți că fiecare în parte, fost șofer, mi-a răspuns la întrebarea dacă ați mai fi tânăr, v-ați mai face șofer, și a spus da. Toți, fără excepție. Absolut toți. Niciunul n-a zis nu m-aș mai face. A fost o meserie frumoasă în trecut. Au fost alte vremuri, iar oamenii de la volan au fost cu adevărat oameni serioși și capabili. Domnul Dorin, vă mulțumesc din suflet. Aș mai vrea să adaug ceva. Vă rog. Am fost șofer. Da, șofer. Îmi dau seama. Acum, dacă mă duc cu mașina, eu mă simt stăpân pe mașină, cam mașină mică. Dar eu, în acești ani de șoferie, de 50 și ceva de ani mai mult, de când e șofer, eu am plătit la stat asigurarea auto. N-am beneficiat niciodată, n-am nevoie să beneficiez. Da, să ferească Dumnezeu. Dar nu se ține cont de noi, acel ce nu a avut accidente, să plătească mai puțin asigurarea auto. Asta e un lucru neomenesc pentru șoferii care am fost șoferi. Atâția ani de zile și n-am făcut pagubă statului nimic să plătească. Ar fi bine o recompensă făcută. Da, așa este. Pentru asigurarea auto. Am făcut asigurare pe jumătate de an, cu 1950. Acum când am mers să fac pe altă jumătate, am plătit 2600. 260 de lei. Da. E ceva neomenesc. Da. La pensiile noastre care ne le dau. Da, din păcate, pensiile șoferilor nu sunt pe măsura, nu sunt pe măsura contribuției care și a eforturilor pe care le-au depus de-a lungul anilor. Am avut o muncă grea, foarte grea. Da, îmi dau seama. Cu ochelarii în fața noastră tot timpul. Parbrizul a fost ca ochelarii, care ne-au stricat ochii. Câți ani de șoferie aveți? Câți ani de șoferie aveți? Din 67, din 66 pot să spun, de când am făcut școala, până acum, 52-53 de ani. O viață de om. Exact. O viață de om la șofer, de la volan. Da. Am cutreierat toată țara asta românească. Peste tot. Am fost și în străinătate. Și pe timpul lui Ceaușescu am fost în ăsta, în Sârbia, cu corul de la Butei. Cu autobuzul. Cu autobuzul. Cum s-a comportat RDO la drum? Autobuzul. Pentru că observ că aveți așa o... E lipit de sufletul dumneavoastră. A fost lipit de sufletul dumneavoastră RDO 111. Vai de mine. A fost o mașină stabilă, avea stabilitate, dar avea și viteză. Cu cât ai vrut, ai putut mere cu el. Da, știu. Fugeau precum turismele. Ei, era drumul bun, mergea și cu 120, cu 130. Dar când îmi puneam întrebarea, cam în spatele meu 100 de oameni, nu mai îmi vinea țământare. Mă gândeam la sufletele oamenilor. Dar dacă explodează, cam pățit, a explodat ca o ciuc cu 100 ceva de oameni în autobuz la intrare în Horea. Dar era cu servo și l-am stăpânit, l-am ținut pe drum. Da. A explodat ca o ciuc pe față. Da, au fost multe cazuri din asta. Da. Și am zis, Doamne ferește, să nu se întâmple să intru în șansă, mă răstorn, să omor oameni. Da, a fost o răspundere imensă ca șofer de autobuz. Dar când m-a prins viscolul la Arad, nu mai lăsa să vină nimeni înapoi. Toată lumea, toți șoferii în autogară. Eu m-am luat răspunderea că mă duc. Și când am ajuns pe pusta șerii de la Horea, am luat-o sus pe holde, pe teren.
până am trecut de unde a fost de 2 metri zăpada. Și am intrat pe dincolo și am venit acasă. Ăștia s-au sperat de mine când au ajuns. Păi unde a ajuns? Și restul nu au venit 3 zile, 4. Până s-au desfundat drumurile. Și cu ea când am mers la facultate la Arad. Am mers pe la Horea. Nu pe la Horea, pe la Păuliș. Cu Dacia Păpuc. Și am dus-o la facultate. Era un viscol puternic. Nu mi-a tata cu tine. Florentina, discutând așa cu tine și cu taică tău, îmi dau seama că întotdeauna l-a iubit din tot sufletul. Ar fi și greu să nu iubești în asemenea părinte. Deci ca băiat de șofer, știi ce înseamnă să fie tata tot timpul pe drumuri? Știu. Știi ce înseamnă dorul de tată? Știi ce înseamnă să îl aștept să vină acasă știind că întotdeauna vine târziu, dar are timp și pentru tine? Așa-i.